Bună dimineața! Nadi Lazisu! Aici sunt. Un minut și un pic până în fix, până în ora 9 a venit din nou cu știrile. Ne pregătim. Da. Ar trebui să fim serioși, nu? Pentru început și după aia să ne destindem. Iar mai ales ar trebui, că avem grevă, avem inundații și avem mașini de lux. Mașini de lux, să mai zică place cineva că românii sunt săraci. Sute de Bentley, Ferrari, Aston Martin au fost cumpărate, v-am zis, de la începutul anului. Unde? La noi, în țară. Sute? Sute, da. Dumnezeule. Da, da. Am înțeles. Și între timp, sute de profesori intră în grevă, da. Hai să auzim, să auzim, să vedem care este treaba. Hai cu știrile. Cu știrile de la Nadine Azisu. Chiar acum. Bună dimineața din nou! Peste 100.000 de profesori intră de luni în grevă în urma eșecului de la negocierile dintre sindicate și guvern. Angajații din învățământ cer salarii mai mari și o corelare a veniturilor cu rata inflației. 9 oameni au murit și mulți alții sunt dați dispăruți după ce nordul Italiei a fost lovit puternic de inundații. În unele sate, oamenii s-au urcat pe acoperișuri pentru a se salva din calea viitorii. Mii de persoane au fost evacuate din locuințe, iar operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare. Curtea de apel București a dispus reducerea pedepsei în cazul lui Costin Mincu, unul dintre patronii clubului Colectiv. După prescrierea faptelor pentru două infracțiuni, Mincu are acum o pedepsă de 6 ani și 6 luni, de la cea de 8 ani, iar decizia este definitivă. Și ceilalți inculpați din dosar au apelat la căi extraordinare de atac în justiție pentru a scăpa de condamnări în dosarul tragediei în care 65 de oameni au murit. Peste mai puțin de o lună și jumătate, Cristian Cioacă, fostul polițist condamnat pentru uciderea soției sale, Elodia, ar putea fi eliberat condiționat. Pedepsa integrală ar expira în august 2028, când s-ar împlini cei 15 ani și 8 luni la care Cioacă a fost condamnat definitiv după un proces de 7 ani. Saga Robert Negoiță și copacii din sector pare departe de a se sfârși. Primarul sectorului 3 a acuzat într-un live pe Facebook că, citez, oamenii răi și ticăloși i-au otrăvit copacii plantați pe strada Nicolae Teclu. După o înregistrare plină de acuzații dure, Negoiță a revenit cu un comentariu în care a scris că așa zisa otravă era până la urmă doar îngrășământ și că și-a făcut griji degeaba. O tânără care mergea la un interviu de angajare în Parlament a fost prinsă cu droguri la controlul de securitate. Femeia, care concura pentru un post de secretară, a fost dusă la audieri. Vremea se menține răcoroasă și astăzi în mare parte din țară. În Oltenia, Banat și Maramureș sunt șanse mari de ploaie, însă valorile termice sunt apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cum spuneam, românii iubesc mașinile de lux. Numai de la începutul acestui an, în România au fost cumpărate sute de automobile precum Ferrari, Lamborghini, Bentley sau Aston Martin. Totodată, amatorii luxului pe patru roți au achiziționat și câteva mii de modele BMW sau Audi. Și peste 44% dintre angajații care au răspuns unui sondaj realizat de o platformă de joburi spun că își suplimentează veniturile lunare cu un al doilea loc de muncă. 3 din 10 lucrează simultan în două locuri, de luni până vineri. Cam atât la știrile orei 9. Sunt Nadine Azisu. Revin într-o oră. Dimineața pe 2. Dimineața pe 2. Au fost știrile, prieteni. Au fost, da, vă plac? Da, mă mira aia cu sutele de mașini și mașinuțe. Oamenii bogați, dar când erau copii aveau mașinuțe, când sunt mari au mașinoaie, cum s-ar zice. Andrew Tate și frații Tate, apropo, au fost lăsați fără mașinuțe și au luat trotinete. Bentley sau ce erau? Bentley, Bugatti, nu mai știu. Lamborghini, parcă. Lamborghini, îmi contează tot aia. Îmi iau și eu bicicletă de aia de la Mercedes. Deci să înțeleg că anul ăsta, Nadina, au fost mai multe ca niciodată, nu? Da, așa se pare. E un an bun. Asta zic, să mai zică cineva că cred că de săraci la ploaie, știi? Și-a revenit. Au început să crească mașinuțe în curțile oamenilor. Tot cu mașinuța aia mică ai rămas. Hai. Tot mie mi-a rămas mică mașina. Mie mi-e tare dragă mașina ta, recunosc. Mulțumesc mult, viitorul. M-a dus acasă cu mașina, am încăput. Da, deci nu mai zic nimic de mașină. Da, atenție, o secundă. La mine mașina nu urci, ci cobori. Tu trebuie să cobori și când a intrat Cosmin așa era să dea un... Și eram, mă uitam la el, capul. Ah, nu, hai că dacă îl băgăm pe Virgil Stănescu în mașinuța lui Grig, nu încape. Bună dimineața tuturor, încăpem toți în emisiunea asta, Dimineața pe 2, cu Grig și Cernat, vine și Lora imediat, dar noi rămânem că mai avem multe de făcut și de discutat cu voi. Și la 0754-222-999 puteți să ne scrieți și să ne spuneți bună dimineața sau pur și simplu ce vă trece prin minte. Neața! Neața! Neața!
Dimineața Bătoi. Your hit music playlist. Impulse. Do it like that. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Impulse. I wanna enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is Good Vibe Station. Zebraola, 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 Zebraola. Zebraola, Zebraola, ce s-a întâmplat? Fii atent ce am găsit. Ce ai găsit? Da. S-a inventat salamul din carne de zebră care se numește Zebraola. Aoleu. Da. El se adresează, Doamne, mare atenție, unui segment de lux, mă, de pe piața internațională. Atenție, prețul este, mă rog, cred că încape în geanta aia, știi, am dat noi o cu gențile alea, Balenciaga și Gucci și alea. Ok, ok. E 2000 de euro kilogramul. Zebraola, Zebraola, mi s-a blocat alveola. Alveola, puțin, da. Că da. Mă ia inima, cum, cât costă, cât ai zis că 2000 de euro kilogramul în foiță de haur. Doamne Dumnezeule, deci avem salam. În primul rând, când aud, eu și când auzeam pe aia cu carne de cal, eram, Doamne, da, să aducă și la noi, că la noi se vinde cu 4.000, îți dau scris de acum. Și culmea e că o să se cumpere, o se să cumpe, fie goale vitrinele. Da, da. Te duci tu la supermarket și zici, mai aveți, domnule, salam de la cu foiță de aur de zebră? De zebră. Tocmai s-a terminat. Și când aduceți? Nu știu, că nu mai avem zebre. Da, fii atent, ci că se frământă timp de mai multe zile, da? Okay. De mai multe ori, nu e așa? Da. Și apoi se pune la maturat. Doamne Dumnezeule. A? Ce deci este, a, uite, stai că am găsit-o și eu. Sare din Hawaii și multe mirodenii din întreaga lume, iar carnea de zebră săraca. Deci mie mi-e milă când aud de chestiile astea. Da, și mie. Este din Africa de Sud. Este îmbrăcat în foiță de aur. Atenție, știați că există aur alimentar? Adică poți să-l mănânci. Da. 24 de carate. Da, uite, ci că ăștia care au mâncat... zic că seamănă mult cu carnea din salamul de cal. Aia, ole, este exact ce ziceam și eu. Da, mă rog. Mai există, eu am făcut un top așa al celor mai dubioase mâncăruri din lume. Salamul de zebră e ceva ce, nu știu, pe mine, repet, mă afectează. Da, nu știu, hai să închidem subiectul ăsta. Bine, mă afectează prețul. Da. Corect. Repet. Deci ia să importăm, mă, și noi salam de zebră de asta. Da, de ce nu? Da, n-avem bani. N-avem bani, dar importăm măcar cu gândul. Nu mă importăm între câte, câte 100 de grame pe lună. Eu zic că altfel îți dau o idee. De... Păi tot e 200 de euro, 100 de grame. Cele mai dubioase feluri de mâncare din lume. Uite, este o idee să-ți deschizi o idee de business, să-ți deschizi un restaurant în care să servești clienții cu batoane mari prăjite. Mișto, da. Mișto, da. E tare, batoane mari prăjite. Asta se mănâncă în Scoția, în cazul în care vă întrebați. Păi și cum le prăjesc eu? În ulei. Zică, cum? În ulei. Îl bagă cu ambalaj cu tot sau? Că nu, măi, nu cu ambalaj cu tot. Nu se topește ciocolata aia? Păi, zică, nu se tot. Probabil le fac ca un șnițel. Că nu de explicații, da, zic. Și pun pe smet. Exact. Mai avem în China și Vietnam, poți să comanzi vin de șarpe. Asta am auzit, și că sunt șerpi veninoși care se bagă în butelca aia de vin. Eu fiind de la, de la Focșan după tată, prefer ăla din struguri. Da? Lasă-i ăla pe ei cu, da, șarpele lor. Atunci să bea mergem, ei. Mergem la altceva, poate e pe gustul tău, mâncăruri dubioase din întreaga lume, în Cambodgia, păianjeni prăjiți, tarantule prăjite. Mm-hmm. Și astea spanei, nu? Păi nu, tot că așa le mănânci cu sos de lime și piper negru. O delicatesă în Cambodgia, o nebunie. Vă dorim poftă bună, da. Cine vreți, încercați. Uite, și vierni de mătase, prăjiți în Corea. Dumnezeule. Da. Beondigi, adică așa se zice, vierni de mătase prăjiți. Cu stare sărată, cum mâncăm noi alunele. Alune să mâncăm sau semințele? N-ai de capul meu. Următoarea zi, o tu, te rog. Cafeaua din excremente de maimuță pisică. Aș, da. Băutură exclusivistă. Da. În boabele de cafea consumate de mamiferul zibeta asiatică, un fel de pisică. Un fel de pisică, exact. Da, adică pisica respectivă, care e de fapt o maimuță. E o combinație ciudată. Mănâncă respectivele boabe de cafea, după care le elimină, după care acelea sunt culese de niște culegători, logic, sunt uscate, spălate și așa mai departe. Și cică are o aromă deosebită. Am un prieten care a fost la Milano și a cerut un espresso, da, un cafe, cum se zice, un cafe, da. 200 de euro, mulțumim, la revedere. Da, simt să bea ei, cu prietenii și cu familiile lor. Bine, 200 bogătași. Că era espresso dublu. Da, 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 zice, dopio, așa, da.
Și ultima mai este Fugu din Japonia. O mâncare dubioasă, dacă tot vorbeam de salată de zebră. Este un Fugu este un pește japonez care conține suficient o travă pentru a mă înțelegi, 30 de persoane. Da, nu, dar au fost unii care au murit. Doamne ferește. Da. Nu, căci că trebuie să îl gătești într-un anume fel, să mănânci puțin, adică mai mult gust, la fel cât e un Fugu. E mulți bani. E, da, lasă. Aoleu, hai să băgăm un șnițel de dimineață, că mi-e poftă, normal, mic dejunul sănătos, mic dejunul campionilor și dacă n-aveți șnițel, merge și o șaurma și un sandwich, dar să fie bun și să fie pe românește, că îmi place. Și tot pe românește, îmi place Lora extraordinar de tare, este invitata noastră, se pregătește să apară alături de noi în studioul Dimineața pe 2, Canal de 2 și Radio Impuls, dați repede și pe Canal de 2. Apropo, dacă vreți să o vedeți, avem și o piesă nouă, un videoclip nou și multe, multe chestii super mișto. Suntem aici, Grig și... Cerna! Dimineața pe 2! This is... Impuls Radio.